Ai vrut mai mult? Primul show mondain din România, de 3 ore, de la ora 3. Afli totul din prima. Nimic nu ne stă în cale. Nu va lipsi niciun ingredient. Ei, niciun secret nu va mai fi păstrat. Totul despre frumusețe, sănătate și echilibru. Nu ratați! Exclusiv VIP cu Cristi Brancu și Oana Turcu. Și noi! Exclusiv VIP din 28 martie. Începe de la ora 15 la Prima TV. Vedeți că uneori este foarte bine să stai singur, singurel într-un loc și să așa să te gândești ce ai de făcut. Nu mai dansasem de mult de unul singur, dar de data aceasta nu vreau să vă țin foarte mult cu povestea mea. Dacă aveți întrebări, să știți că vă pot povesti mai târziu să vă spun exact cam care e treaba cu modul în care mă simt. Pe de altă parte, avem acum invitați doi băieți care nu știu dacă se simt foarte bine, pentru că oamenii ăștia nu sunt luptători profesioniști, dar se bagă în ring la bătaie. Doamnelor și domnilor, invitații noștri speciali din acest moment, cei care s-au hotărât să treacă în ring, deși de obicei se ocupă de altceva. Camara și Ferrar. Să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău, i-am așa. Ce surpriză avem, doamnelor și domnilor, și pentru toți cei care urmăresc. Cred că, de fapt, între Camara și prietenul lui, cel mai mare luptător de pe canapea este chiar Leon. Așa e. Așa este. Așa, și a ținut să intre în direct. A zis că vrea să vorbească cu Cristi Brancu și cu... Băiatul Cristi. Și cum îl cheamă pe băiatul de Cristi? Ia zi. Nu știu. Ia zi. Ai vorbit cu el data trecută. Cum îl cheamă? Cum ai zis că îl cheamă? Mai ții minte? Nu. Cum? Începe cu T. Da. Tudor. Ai uitat? Tudor. Cum îl cheamă pe băiatul lui Cristi? Ai uitat? Tudor. Așa, Tudor. Camara, mă bucur foarte mult să vă văd. Vreau să te întreb ce mai face Leon. Leon e bine. Suntem pe recuperare acum după operația din septembrie anul trecut, iar undeva prin august estimăm noi că va fi următoarea operație, pentru că a avut un puseu de creștere foarte mare și oasele rămân mici. Nu, oasele se lungesc și mușchii rămân mici și trebuie să facă din nou miotenofasciotomie. De fiecare dată când are acest puseu de creștere, trebuie să facă operația, practic anual. Iar hainele care îi veneau normal, acum, bine, astea erau dintre cele mai mari. Îi ajung la genunchi și trebuie să-i schimbăm garderoba non-stop. Adică, e... A crescut frumos, pentru că ai foarte multă grijă de el. Ești un tată minunat și Oana la fel, o mamă dedicată cauzei lui. Pe de altă parte, vreau să te întreb cum, dacă mai te poți descurca cu banii pentru operațiile legate de Leon. Iată, asta e și motivația mea să intru în cușcă, să lupt pe data de 10 mai în gala RXF, pentru că este o oportunitate în plus să adun fonduri pentru el. E o perioadă în care noi încă nu am început concertele și sperăm în curând să înceapă și concertele, pentru că din asta trăim. Iar timp de 2 ani nouă ni s-a luat dreptul la muncă, așa că sunt puține lucruri pe lumea asta pe care nu le-aș face pentru Leon. Adică, eu nimica toată, deja pentru mine. E adevărat. Pe de altă parte, sunt bucuros că faci asta pentru Leon și pentru fiecare pas al vieții lui. Este un lucru minunat. Dar am înțeles, la fotbal te pricep. Lumea nu știe că tu ești jurnalist la bază, deci ai făcut și meseria asta. Când ești foarte mișto. Mă, dar cu bătaia nu-i de joacă. Ce treabă ai tu cu bătaia? Păi... Ca tot omul, poate când eram mici ne-am mai bătut. În Africa, dacă nu te băteai, nu puteai să supraviețuiești în cartier. Așa că până la 18 ani m-am bătut zi de zi. Însă am jurat la momentul respectiv că nu voi mai da niciun pumn. Și de la vârsta de 18 ani până ziua de astăzi, nu m-am mai bătut cu nimeni. Dar absolut nimeni. N-am mai atins pe nimeni, nici măcar du-te așa. Din momentul ăsta este o premieră pentru mine. Una, să pășesc. Și doi, să mă și bat cu mânuși.
dar este sport până la urmă, nu e o bătaie pe stradă, așa că e un sport ce merită aplaudat, nu este ușor deloc, mă pregătesc acum cu Marius Tița, de asemenea mă pregătesc și cu Marian Iurchevici pe partea de pregătire fizică și încă un luptător de MMA de la școala lui Marius Tița, Bogdan, pe care îl aștept mâine la un sparring. Hai că ne pregătim intens. Am câte, uneori am două antrenamente pe zi. Eram curios totuși dacă cu această ocazie ai descoperit că exista un luptător în tine și cu forța și cu mușchii, pentru că tu în viața ta chiar ai fost un luptător, ai trecut peste foarte multe. Când eram mic eram fan Muhammad Ali și aveam mânuși de box și chiar m-am antrenat o bună bucată de vreme când eram mic în Guinea. Nu o să spun care era secretul meu, că îl păstrez pentru 10 mai, că e valabil și azi. O să-l folosesc. Deci ai și o schemă. Am o schemă, de atunci o am. Mi-a ieșit bine și atunci, mi-a ieșit bine și acum, zic eu. Am înțeles. Cel puțin așa mi-a zis antrenorul. Dai și fugi, ciobăneasca la picat, cam care este exact așa un secret al loviturii tale secrete? Evident că nu o să spun pentru că se uită adversarul meu acum, Iulian Pântea, și n-aș vrea să-i dau idei, însă sunt multe combinații pe care le-am învățat, le-am descoperit acum, de 7 zile de când m-am apucat de treaba asta, și sunt convins că vor mai fi multe de pus la punct, pentru că Marius Tița e foarte, foarte dedicat și apreciază mult și implicarea mea. Eu nu mă duc la sală să mă joc, eu mă duc la sală chiar să mă antrenez. Și îmi zice, domnule, dar nu mai scap de tine. Zic, păi nu o să mai scap de mine. Și după 10 mai, eu continui să fac asta, pentru că a început să-mi placă. E un sport foarte frumos și armonios. Bun. Data trecută când a venit Ian Custer, care va face parte din același din aceeași competiție, l-am pus pe Mori să se bată cu el, adică să încerce să facă câteva mișcări cu el, dar îl las pe Leon să nu vadă că taică-su iese la bătaie. Bine, învățăm copilul de mic cu diverse probleme, așa că mai bine îl invit pe Ferraru, că despre el vreau să și aflu mai multe. Este un om pe care îl știți foarte bine din zona online. Și iarăși îl întreb, ce treabă ai, omule, cu bătaia? Te salut, bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos că m-ați invitat aici. Ești unul din personajele care, na, sunt fanul tău, cum s-ar spune. Așa, mulțumesc foarte mult. La mine sunt niște probleme de prietenie mai mult și am ales să facem asta într-o gală. Să termine în stradă cum se face în ziua de astăzi. Și am avut noroc cu oamenii care mi-au dat acest privilegiu să lupt în gala asta și să nu intru în probleme. Uite, totuși, Moris, dacă a rămas singur acolo, nu scapă nebătut astăzi. Prin urmare, o să-l rog pe Moris să meargă către tine și o să-l rog pe Moris să încerce cumva, hai să merg. Fii blând cu el. El e un băiat foarte bun, să știi, adică poate mai mult. Și, Moris, o să te rog să încerci... Se arăt schemață? Nu, la Liga, lasă-l pe el. Lasă-l pe el mai întâi să-ți arate o schemă, să vedem. Hai să-mi arăți o schemă. După okay. Care arate tu schema ță și dacă tot sunt acasă, dau eu telefon la ambulanță să vină repede. Okay. Ok, ok. Deci, unde vrei? Sus, jos, cu ce începem? Păi cum vrei tu să mă înveți? Soția, dar mă apuc eu primul acum. Gata, hai. Așa, da. Așa. Așa, așa, da. Da, așa. Bun, hai, hai, 1, 2, 3 și hai. Nu dați în el, abia s-a căsătorit săracul, de lasă-l în pace, adică bravo. Prima victimă a fost un... Și sus, doar atât, vrei să mai arăți una? A mai vrei. A început să-mi placă. Bravo, te obișnui cu bătaia. Așa. Așa, da? Bun, bun. A, deci asta a fost a doua, da? Bun. Nu mă doare nimic, nu, e tot în regulă, nu. Da, eu glumesc. Bun, hai să... E bine. Hai să vorbim puțin pentru 2 sau 3 minute, dragii mei. Uite, mi-am pus ochelarii, am prins și lumina să vă văd mai bine.
vreau să-l văd și pe om, pentru că într-adevăr este un erou. Aș vrea, dacă, Fera, uite, încep cu tine, dacă îl știi pe adversarul tău, dacă ai vorbit cu el, știi că e o acțiune foarte simpatică, înțeleg că e o chestiune de prietenie, dar totuși e o bătălie în ring, adică prietenie, dar la un moment dat în ring o să iasă cu lovituri. Clar. O să iasă cu lovituri. Problema este, stă în felul următor. După cum bine am specificat, eu am probleme din trecut cu el. Prieteniile câteodată, din cei mai buni prieteni devii cel mai mare dușman al meu a devenit în situația de față. Iar ce pot să spun? Îmi trebuie un pic de condiție fizică. Eu pentru mine am mai făcut sport în tinerețea mea și totodată sunt un purtător de Dumnezeu și cred cu siguranță că nu mă va lăsa să pierd, pentru că am foarte mare dreptate în discuția care mă privește pe mine și pe el. Și cam atât. Atât pot să spun. Am priceput. Deci, singurul concurent care ar fi fost aici... Hai să vedem ce părere are și adversarul tău. Bună ziua! Salut! Salutare! Am auzit că o să iasă o bătălie foarte serioasă între voi și acum mă întreb cum o să faceți. Uite, îl am și pe adversarul lui Camara aici. Toată lumea este online în acest moment. Prin urmare, hai să vedem. Camara este cu valutatul Iliar, iar numele de cod al celui care luptă cu Ferraru este chiar mult mai simpatic și în loc să se prezinte singur. Dero. Cum trebuie să ți se spună? Salutare, mă auziți? Da, da, te auzim foarte bine. Numele meu e Iulian Pâtea. Da. Și puteți să-mi spuneți cum doriți, sunt mai nou în domeniul criptomonedelor și mi-am pus un nickname, cum s-ar spune, Crypto Tiger. Îmi plac foarte mult tigri și combin domeniul virtual cu tigri. Cam tare. Bun, tu o să te bați cu Camara. Vreau să te întreb un minut să stăm împreună. Dacă îți cunoști adversarul, dacă, cum să spun, o să-l privești, pentru că pentru prima oară și unul și altul sunteți în ring. E altă meserie. Adică tu ai treabă cu banii virtuali, el are treabă cu muzica. E o altă treabă. Da, este total diferit ceea ce o să se întâmple acum. Am studiat sportivii de performanță, la ei e altceva, ei își cunosc adversarii. Noi, ce facem noi, este, din punctul meu de vedere, un entertainment dur. Nu l-am studiat, nici el n-are cum să mă studieze. Ne antrenăm, consider eu, cât de mult se poate, că mai este foarte puțin timp. Hello. Și vom vedea ce va fi acolo. Perfect, bun. Aș vrea să vorbim și cu celălalt prieten al nostru care e în legătură cu noi și care va fi de asemenea în gală și va lupta cu Ferraru. Spune-mi numele tău de cod. Acolo am înțeles, e cu criptomonedele. Dar tu... Bună ziua, mă numesc Cocolino, e numele de cod. Măi, Cocolino, mai explicăm și mie, mă. Eu știam despre numele tău, de exemplu, prietenii spuneau că e foarte bun, dar o face moale și pufoasă. Se referă la diverse, la pernă. Și atunci, cum să ai tu, ca om, dita mai omul, mă ui la tine, adică arăți într-adevăr foarte bărbătește să te numești așa moale și pufos, că nu înțeleg nimic. Dacă îmi dați voi să vă dau răspunsul, eram la Brăila, eu sunt domiciliat în orașul Brăila. Normal, am copilărit în Surdila Grăiteanca, județul Brăila, și m-am mutat recent în Brăila. Și m-am dus la un magazin să cumpăr ceva și am văzut pe rafturi Cocolino și odeia de Ariel. Și aveam pe Facebook Cocolino Ariel. Adică mai zici și să-i ca să, fie să nu fie reclamă, mascat, așa? A, nu, eu vă spun cum s-a întâmplat. Așa? E prima dată când apăr pe sticlă, nu vreau să fac niciun fel de reclamă. Deci e vorba de un detergent și un balsam, e vorba de o mașină de spălat. Adică iei fraierul, îl bagi în mașina de spălat, îl cerți bine, apoi îl balsamezi, îl faci miroasă frumos. Deci asta e pur ironie. Cu Cristi, e miros mai mult, e de miros mai mult, Cristi.
auzim aici, dar două, trei minute cât mai stau cu acești băieți absolut grozat. Ai înțeles, domnul Ferraru, că urmează, o să fie și puțin în balsămare. Da. Nu știu, dar cu fața asta de socru mic nu o să-mi vingă niciodată. Eu pot să spun așa, are o față de socru mic din ăla de darul. Uitați-vă la el, să vede că e de la țară. Eu n-am ce să-i transmit mai mult, pentru că el e de la țară. Deja s-au aruncat mănușile, gata. Am senzația că o să iasă bine la gala asta. Uite, vezi? Singurul din această gală care ar fi acceptat înfrângerea ar fi fost Camara, pe care îl stimez foarte mult, care mulțumesc, face un efort foarte mare pentru copilul lui. Aș fi acceptat cu brațele deschise să fiu învins. Restul, deci, nu cred, pentru că majoritatea între ei, nu știu, mai ales pe Cucurină, nu l-aș ierta niciodată. Am priceput. Deci, e foarte clar, băieții s-au ambalat. Bă, camarade, deci tu ai mai mult noroc, că văd că băiatul tău cu criptomonedele e un băiat mai fin, așa, nu e al nostru de Brăila, s-ar putea să vină cu una din fundul curții, cum se spune. Te-a uitat când a venit la București. Cristi, m-a anunțat. Da, Cristi, da. Iartă-mă că te întrerup. Știi cum e, eticheta, un fel, esența în altul. Ideea este că suntem sportivi de performanță, am venit din sport de performanță. Mă auziți? Da, te aud foarte bine. Am zis că noi am venit din domeniul al sportului de performanță. Există disciplină, sportul de contact. Nu-l consider că este un sport golănesc. Acum fiecare își face strategia cum vrea. Important este să existe respect și cel mai bun să câștige. Există disciplină, dar când prietenia e la sfârșit, la final, nu e ok. O să rog pe colegul nostru, prietenul nostru din Brăila, care a primit-o... Domnul Brancu, îmi dați voi o secundă, vă rog. Să spun, o provocare, dacă dorește să răspundă... Domnul Brancu, îmi dați voi o secundă, vă rog. Mai e timp de o replică. Spune. Deci, vreau să-i spun lui Cocolino așa, am ajuns să ne reglăm problemele aici și în fața tuturor oamenilor. El este un animal care înțelege doar de ciomag. Atât. Ia-ți, Brăileanule. Domnul Coco. Domnul, Ferraru Mădălin, nu vreau să-l jignesc, are o dicție impecabilă, un nivel mental mult mai superior ca al meu. Eu am un limbaj mai țărănesc pentru că-s crescut într-un mod rural, dar să știți că eu am citit cărți la viața mea și mi-a plăcut în special descriitorul Miguel Cervantes și aia cu romanul ăla cu Don Quixote de la Mancha. Mădălin mi-a făcut măgar în poziția aia. Iar pentru treaba ta și că m-a făcut o brută de la țară, o să-l brutalizez. Păi eu. Da, mă, dar tu nu vezi câte de-astea faci? Di, se zice la cal, di la țară, di. Dacă tu vorbești di la țară, mă jucă și mie di ăsta, că nu-l înțeleg. Di de unde? Di zici la cal, dacă la cal zici di. Tu nu lași timpul să vorbească. Dacă vreți dumneavoastră să vă explic eu cum stă pe TikTok, chemați-mă pe mine într-o emisiune și vă spun eu de băieții ăștia. Eu zic să vă certați așa și merit. Domnul Brancu, vă rog frumos să-l întrebați ce înseamnă diu ăsta, că nu-l înțeleg, nu pot să-l conjug. Domnul Brancu, nu înțeleg. Ce picioare să bată cu tine, dar pentru că e un scop. Domnul Brancu, vă rog frumos să-l întrebați despre diu ăsta, că nu pot să-l conjug, diu ăsta. Da. Nu pot să-l conjug. Vă rog frumos să-i cereți o explicație la regionalism. Bine, băieți, mă bucur foarte mult că aveți foarte multe să vă spuneți și cred că o să vă spuneți multe și în ring. Da, acum eu voiam să-i spun lui Iulian că mă bucur că mă lupt cu el, pentru că știu că a făcut sport de performanță, știu că a fost campion național la sărituri cu schiu, un sport foarte dificil. Mă bucur că a acceptat această provocare. Chiar dacă este poate de vârsta fiului meu, teoretic are 24 de ani, face 25, eu am 46, o să fie o luptă interesantă, o luptă sportivă, o luptă cum foarte puțin se așteaptă că va fi, iar motivația mea îmi dă un carburant care nu are sfârșit. Atâta pot să-i spun. Camara, crede-mă că în același timp amândoi
mai mult sau mai puțin luptăm pentru Leon, pentru că îl văd acolo și mi este foarte drag, iubesc copiii, dar pe partea cealaltă, cu siguranță, cum ai spus și tu, va fi un meci incredibil. Toată atenția în momentul de față este îndreptată într-un mod greșit. O să vedem în ziua meciului. Eu consider că vor fi multe meciuri frumoase și consider că fiecare meci în parte are povestea lui și, da. Și meciul nostru, pentru mine cel puțin, câștigător este doar Leon. Nu contează cine câștigă. Cel mai lipicios copil. Așa este, Leonic. Și cel mai grozav copil. Îi mulțumim lui Leo că a încercat să fie porumbelul păcii, că la un moment dat a fost multă tensiune, așa nici nu știam exact dacă băieții ar fi fost față în față, dacă nu trebuia să chemăm și bodyguards. Așadar, toți acești patru gentlemen sunt foarte hotărâți să sară în ring și să facă niște chestii pe care nu le-ați văzut niciodată. Vă rugăm să-i urmăriți în ziua cu pricina, pentru că s-ar putea să iasă scântei în privința celor doi, Ferraru și domnul Cocolino. Am senzația că acolo s-ar putea să iasă, să nu fie nimic de la egal la egal și nici amical. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine și a fost o mică încălzire, așa. Cristi, vrea Leo să spună o poezie. Nu știu. Ce poezie vrei să zici? Cu furnică. Cu furnică, ia zi. O furnică nu Bravo, Leon. Mulțumim foarte mult. Bravo, Leon. Bravo. Bravo, Leon. Toată lupta noastră cu viața, toate micile sau marile boli sau probleme pe care le avem, pălesc în fața unui destin cu adevărat special. Îți mulțumesc, Leon, că a stat cu băieții. Îți mulțumim și noi, Brancu. Îți mulțumim frumos că ne-ai invitat aici. Mulțumesc la toată echipa ta și ție. Mulțumesc celor de acasă. Mulțumim organizatorilor, dacă se poate spune numele, Las Vegas și Eric Sef. Okay. Mulțumim frumos tuturor oamenilor de acasă. Mulțumim foarte mult. Domnul Cocolino, nu vă supărați. Eu sunt convins că o să dați răspuns și vă chemăm după aia, după ce face treaba Arin, da? Vă mulțumim foarte mult. Aveți o zi frumoasă, mulțumesc de invitație. Hai, să fim Leon, ne întoarcem imediat cu alte subiecte. Mai puțin contundente, stați cu noi.